o victimă a reclamei. De Emil Zola Pierre Landry s-a născut într-o casă de pe strada Saint Honor, din apropierea halelor, într-un cartier plin de tot soiul de gură cască. ca lui i-a dat primele lecții de citire, punându-l să silabisească cele scrise pe firme și afișe. Începură să-i placă acele pătrate mari de hârtie, roșii, galbene, albastre, iar mai târziu, hoinărind pe străzi, unele afișe, și anume acelea care erau scrise cu litere mari și ciudate și care îi ofereau mult de citit, îi stârniră o adevărată pasiune. Tatăl său, un negustor de pălărire tras din afaceri, îi completă educația, dându-i să citească în fiecare seară pagina a patra a ziarului la care era abonat. După cum se știe, copiii deslușesc mai ușor literele mari, cum sunt cele ale anunțurilor. La 20 de ani, Pierre Landry rămase orfan. Se văzu posesorul unui averi destul de mari și se hotărâ să trăiască numai pentru sine, punând în slujba propriului său confort tot ce înseamnă progres și civilizație. Tatăl său muncise. În schimb, el se va putea odihni în tihnă, gustând din cele mai nebănuite plăceri ale vieții în epoca de aur pe care o vestea mereu pagina a patra a ziarelor și afișelor de pe ziduri. Secolul nostru e un secol măreț, își spunea el. Un secol de lumină și prosperitate. Nu cunosc nimic mai mișcător decât exemplul acelor oameni care își consacră viața fericirii umanității, străduindu-se neîncetat să facă invenții minunate, pentru ca existența celorlalți să fie liniștită și fericită, și care, în generozitatea lor, pun la îndemâna tuturor și a celor mai săraci toate binefacerile Pământului. Și când te gândești că toți acești binefăcători își dau o să ne dea de veste, să ne înștiințeze unde putem găsi și la ce preț se vor pune în vânzare micile și marile fericire ale vieții. Și sunt și dintre aceia și lor trebuie să le mulțumim în genunchi care consim să dea în pierdere mărfurile pe care ni le pun la dispoziție. Ceilalți se mulțumesc să-și scoată cheltuielile. Ei trudez numai pentru ca omenirea să poată trăi în pace și fericire. Planul vieții mele este în întregime stabilit. Nu am alta de făcut decât să primesc cu ochii închiși toate binefacerile acestui secol. Va fi destul să citesc ziarele și afișele, dimineața și seara, și să urmez în tocmai sfaturile acestor călăuze, fără greși, ca să trăiesc în pas cu progresul. Iată adevărata înțelepciune, singura cale spre fericire. Din ziua aceea, Pierre Landry își făcu din reclamele ziarelor și din afișe un cod al vieții sale. Acesta deveniră ghidul infailibil al tuturor hotărârilor pe care le lua. Nu cumpăra nimic, nu întreprindea nimic decât ceea ce era recomandat de glasul sonor al publicității. În fiecare dimineață cerceta cu sfințenie toate publicațiile. Își nota cu conștiinciozitate toate invențiile, toate produsele noi. Casa lui deveni astfel un vast depozit de mostre, de eșantioane, de tot felul de mărfuri avariate și de tot felul de exemplare ale celor mai ridicole inovații pe care le producea Parisul. Raționamentele lui, în fond, nu erau lipsite de logică. Urmărind progresul pas cu pas, alegând pentru usul său personal, obiectele pe care poieții lirici ai reclamei le trâmbițau cu mai mult entuziasm, putea spune cu mândrie că rezolvase problema fericirii perfecte, pentru că folosea produsele cele mai desăvârșite ale unei civilizații care atingea culmile perfecțiunii. Dar vai, toate astea nu erau decât raționamente. Realitatea devenea în fiecare zi mai tristă totul ar fi trebuit să meargă din ce în ce mai bine și totul mergea din ce în ce mai prost. Aici începe drama. Pierre Landry trăia într-un adevărat infern. Cumpărase un loc pe un teren de cultură, iar casa pe care o clădi se scufundă cu încetul în pământ. Fusese construită după un sistem nou, se clătina din temelii la fiecare suflare a vântului și se fărâmița sub ropotele unei ploi mai impetuase. În interior, căminele, garnisite cu hornuri ingenioase, scoteau un fum care te orbea. Soneriile electrice se încăpățânau să rămână mute. Closetele, construite după un model brevetat, deveniseră adevărate hasnale. Mobilele, care trebuiau să asculte de un mecanism simplu și comod, refuzau să se deschidă și să se închidă. Avea un pian mecanic, de fapt, o flașnetă mizerabilă, și o casă de bani care nu putea fi descuiată și nici măcar folosită drept combustibil, și pe care, într-o frumoasă noapte de iarnă, niște hoți și-au pus-o în spinare și au plecat liniștiți cu ea și cu locuința de la țară pe care Pierre Landry și-o cumpărase la Arcuiel, a fost o întreagă poveste. Plantase niște arbuști și dorise să cultive tot felul de plante rare, dar în locul lor crescuseră numai câteva fire de pir. Rezervorul de apă pentru care chemase un arhitect, a cărui adresă o luase dintr-o reclamă, se prăbuși și nu lipsi mult ca Landry să moară strivit și necat totodată dar el surâdea liniștit în fața tuturor acestor necazuri și catastrofe. Încrederea lui rămânea neclintită, creștea chiar. Nimic nu e încă perfect nici în cea mai perfectă dintre lumi, își spunea el. Însă progresul continuă și cel mai bun mijloc de a evita nenorocirile posibile este să urmăresc anunțurile cu cea mai mare atenție. Dacă rezervorul de apă s-a prăbușit, pricina e că am angajat un arhitect pe care ziarul nu mi l-a recomandat cu cea mai mare căldură. Voi alege altul care să fie lăudat cu convingere și cu entuziasm. În felul acesta voi ajunge să ating cu siguranță perfecțiunea, fericirea totală. Dar nefericitul Pierre Landry nu suferea numai din pricina proprietăților lui, ci și din pricina propriei lui persoane. Hainele de pe el plesneau pe stradă. Le cumpăra de la magazinele care anunțau un rabat considerabil pentru considerente de inventar sau de expropriere. Căuta să cumpere ieftin, nu din avariție, ci numai pentru a profita de binefacerile epocii în care trăia. Le-am întâlnit într-o zi complet chel. Avusese ideea să-și schimbe culoarea părului, din blond cum era, în negru, mânat de aceeași dragoste pentru progres. Loțiunea pe care o întrebuința se făcuse într-adevăr să-i cadă părul blond și era încântat acum pentru că, spunea el, putea face uz de aci înainte de o anumită pomadă, datorită căreia îi va crește cu siguranță un păr negru mult mai deși mai frumos decât cel bălai pe care l-a înainte. De alminteri avea tot timpul obrajii și bărbia zgâriate de mașinile fine de ras de care se servea. Pălăriile lui se deformau după o săptămână. Umbrelele prevăzute cu resorturi ingenioase nu mai voiau să se deschidă când ploua. Nu mai vorbesc de toate doctoriile pe care le înghițea. Din robust cum fusese, devenise un slăbănou care abia și mai trăgea sufletul dar reclama trebuia să-și ducă până la capăt acțiunea sa de exterminare. Se Secretul bolnav Se trată după excelentele rețete din anunțuri și pentru ca medicația să fie cât mai eficace, urmă toate tratamentele deodată, dezorientat de cantitatea egală de elogii decernate tuturor doctoriilor. Mâncă ciocolată în cantități incomensurabile se simțea obligat să consume cât mai multă, numai pentru că citise recomandările stăruitoare ale respectivilor fabricanți. Folosea de asemenea multe articole de parfumerie și de câteva ori lăsă să-i se smulgă dinți din gură pentru a da de lucru dentiștilor filantropi care, jurându-se că nu-ți fac niciun rău, îți zdrobesc maxilarul. Reclama nu se arătă mai respectuoasă față de inteligența lui Pierre Landry, decât se dovedise față de persoana sa. Cumpărase o bibliotecă demontabilă pe care o umpluse cu toate cărțile recomandate de ziare. Le clasifică după un sistem dintre cele mai ingenioase. Așeză volumele în raft în ordinea valorii lor, vreau să spun, în raport cu doza de lirism mai mare sau mai mică stabilită de librari în reclamele pe care le publică în ziare. Niciodată n-au fost adunate la oaltă mai multe insanități și absurdități. Biblioteca lui Pierre Landry conținea toate neroziile și infamiile contemporane și avusese grija să lipească pe dosul fiecărui volum reclama care îl convinsese să-l cumpere. Când lua o carte în mână, el știa astfel dinainte entuziasmul pe care trebuie să-l arate. Râdea sau plângea potrivit indicațiilor. Un asemenea regim îl dusese la o totală îndobitocire. Nu vreau să citez niciun titlu, dar m-aș putea referi la anumite lucrări care, în mod deosebit, au contribuit la decreptitudinea lui, devenind cele din urmă dificil și delicat. Nu mai cumpăra decât lucrările anunțate drept capodopere unice, ceea ce însemna că nu mai putea achiziționa acum decât maximum vreo 20 de volume pe săptămână. Trebuie să mai adaug că și anumite ziare, recomandate stăruitor de unele afișe bizare, contribuiră în mod simțitor la cretinizarea lui. Cu cât o publicație își făcea o reclamă mai gălăgioasă, cu atât o citea cu mai multă plăcere și cu mai multă încredere. Într-o zi, afla o veste care îl încântă. Directorul unui cotidian a avut ideea să instaleze o baracă de saltimbanci în plas de la Concord și să încredințeze reclama noului său ziar unei paiațe care executa tot felul de sărituri. Pierre Landry ținut să aibă onoarea de a figura primul pe lista abonaților. Am ajuns la ultimul act al acestei drame sfârșietoare. Pierre Landry, citind că o somnambulă vindecă toate bolile, se grăbi să o consulte pentru bolile de care nu suferea. Amabilă, somnambula se oferi să-l întinerească și îi indică un mijloc prin care putea să devină un tânăr de 15 ani. Nu trebuia decât să se scalde într-o anumită apă și să înghită o anumită băutură. Pierre Landry se despărți de ea încântat, declarând că o asemenea rețetă era ultimul cuvânt al progresului. Înghiți băutura se cufundă în baia indicată și întinerii într-atât încă după două ore fu găsit mort avea fața surzătoare și se putea ghici, după extazul întipărit pe toate trăsăturile chipului său, că își doduse sufletul într-o clipă de venerație față de sfânta reclamă. Acesta fusese fără îndoială rezultatul tratamentului de vindecare radicală a tuturor bolilor pe care îl făgăduise somnambula. Chiar și după moartea sa, Pierre Landry rămase umilul sclav al reclamei ceru prin testament să fie pus într-un coșciug și îmbălsămat după metoda instantanee, proaspăt brevetată a unui droghist. Sicriul se sparse în două la cimitir și nefericitul anunecă în noroi. Trebuie să fie îngropat în rămășițele fostului său coșciug. Mormântul lui, făcut din mucava și imitație de marmură, nu rezistă la ploi decât timp de o iarnă și se prefăcu curând într-un morman de gunoaie care acoperi groapa. Dacă aș fi un moralist, aș rosti un discurs despre tot acest maldăr de gunoaie, trăgând totodată și învățătura care se desprinde dintr-o asemenea poveste. Pierre Landry, jalnica victima reclamei, ne arată ceea ce putem deveni și noi, credulii zilelor noastre, dacă vom avea naivitatea să credem în viața dulce și fericită pe care ne-o făgăduiesc reclamele. Pentru că există traficanți de tot solul, care abuzează într-un mod ridicol și dăunător de libertatea pe care o au de a atrage publicul în dugenele lor, noi să nu cedăm ca Pierlandrii slăbiciunii de care dăm dovada adesea, ascultându-i și lăsându-ne înșelați de ei.